Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Ceremoniile dedicate centenarului Marelui Război Vrancea Eroico 1917-2017 s-au încheiat ieri cu momentul comemorării eroinei Caterina Teodoroiu. Evenimentul, la care au participat cadre militare, autorități și cetățeni, a avut loc în comuna Străoane. Eroina de la Jiu a fost comemorată și de oaspeții din județul Gorj, care au venit până în Vrancea pentru a vedea locul unde Ecaterina și-a dat ultima suflare. Ieri s-au împlinit 100 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu. În amintirea eroinei de la Jiu, ieri în comuna Străoane au avut loc o serie de evenimente. De dimineață, la școala Străoane au ajuns oaspeți de la școala Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. Vrâncenii au întâmpinat cu un film despre cercetașa comemorată și un program artistic. Ne aflăm la școala gimnazială numărul 1 Străoane, unde astăzi, 22 august 2017, se desfășoară o activitate ce are ca scop comemorarea sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, de la a cărei dată se împlinesc 100 de ani, moment în care ea a căzut pentru apărarea pământului strămoșesc pe dealul Muncelu, mai precis la Poienele Popii. Am inițiat un proiect educațional împreună cu școala Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. Ei astăzi au venit la noi să ne întoarcă vizita pe care am făcut-o în urmă cu o lună de zile. Practic, astăzi acest proiect se finalizează. Astăzi sunt cu un grup de elevi și cadre didactice pe un proiect care se desfășoară între noi și școala Străoane, un proiect care ne leagă prin faptul că Ecaterina este a Gorjului, că s-a născut, și este a Vrancei, că a murit. Și atunci domnul director de la școala Străoane a venit cu ideea să facem acest proiect și vizita noastră este ca urmare a vizitei dumnealor ce a avut loc în iulie și se încheie proiectul odată cu comemorarea pe 22 august a 100 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu. Înțeleg că au fost câteva activități și la dumneavoastră la școală. Da, au fost activități. Am primit cu filmul despre Ecaterina, au vizitat Casa Memorială pe urmele Ecaterinei, că până la urmă ăsta este scopul proiectului, și acum venim și noi să vedem unde a murit Ecaterina Teodoroiu. La ora 11, la monumentul Ecaterinei Teodoroiu din localitatea Muncelu, a avut loc un ceremonial militar și religios, după care au fost depuse coroane de flori. În aceeași zi a fost sfințită și o cruce pe locul unde Ecaterina Teodoroiu a murit, respectiv la 6 km de drumul național, în inima pădurii, pe un deal, în locul numit Poienile Popii. Troița a fost ridicată cu sprijinul filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. În același loc a fost plantat și un stejar, iar oaspeții de la Gorj au susținut un program artistic. Pentru neam și țara lor și pe sangele morbide puneți lacrime și flori spre a fi mai dulce somnul câinilor de luptători. Comemorarea 100 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu încheie șirul activităților dedicate centenarului Marelui Război Vrancea Eroică 1917-2017. Evenimentele din data de 22 august 2017 din comuna Străoane vor fi prezentate în cadrul emisiunii Religie, Artă, Cultură, care va fi difuzată în această seară pe postul de televiziune Atlas TV, cu începere de la ora 18:40. Polițiștii vrânceni au efectuat în numai 10 zile 44 de controale pentru prevenirea și combaterea ilegalităților și evaziunii fiscale din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Acțiunile s-au lăsat cu amenzi și bunuri confiscate.
În perioada 11-20 august anul curent, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat activități care au avut ca scop prevenirea și combaterea ilegalităților și a evaziunii fiscale din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, precum și din domeniul comercializării produselor agroalimentare de către persoane juridice, persoane fizice autorizate sau persoane fizice. În cadrul activităților au fost verificate existența autorizațiilor de utilizare a muzicii în scop ambiental lucrativ, existența a fonogramelor purtând marcaje holografice, existența licențelor pentru programele de calculator utilizate, înregistrarea în casă de marcat fiscal a vânzătorilor, respectarea legislației în domeniul asigurării pazei, ordinii și liniștii publice. Astfel au fost efectuate 44 de controle, în urma cărora s-au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, din care 9 sancțiuni la legea 8 din 1996 privind regimul drepturilor de proprietate intelectuală, 11 sancțiuni la legea 12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite și 16 sancțiuni la legea 145 din 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valoarea totală a sancțiunilor fiind de 16.600 de lei. Totodată a mai fost constatată o infracțiune la legea 8 din 1996 și au fost confiscate alte bunuri în valoare de 1.080 de lei. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare. Astăzi s-a desfășurat cea de-a doua probă a sesiunii de toamnă a bacalaureatului, respectiv cea obligatorie a profilului. Candidații au spus că nu s-au confruntat cu probleme și se așteaptă la note mari. În schimb, au fost și candidați care au recunoscut că nu au învățat și așteaptă o notă mică. Absolvenții de liceu care susțin examenul de bacalaureat în toamnă au avut programată astăzi proba obligatorie de profil. Cea de-a doua sesiune a examenului se desfășoară în două centre, la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau din Focșani și la Colegiul Tehnic Valeriu de Cota din Focșani. Candidații care s-au prezentat astăzi la proba obligatorie a profilului au declarat că subiectele au fost acceptabile și se așteaptă la note mari. Cum mi s-au părut subiectele? Mi s-a părut ușoare față de data trecută, pentru că acum m-am pregătit mai mult. La ce disciplină a susținut examenul astăzi? La matematică. Speranțe pentru o notă mare? Da, de ce nu? Cât vă așteptați? Sper să fie 6. Partea a treia mi s-a părut mai grea, dar în rest a fost ok. Primul subiect și al doilea. La ce disciplină ai susținut? Matematică. Și la ce notă te aștepți? Nu știu, eu aș spera 6-7, pentru că astea sunt notele care le mai am nevoie. Subiectele au fost medii. Și ușoare, dar și grele. La ce disciplină ai dat asta? La matematică. Și la ce notă te aștepți? Aș aștepta la un 7-7.50. În schimb, alți candidați au recunoscut că nu s-au pregătit pentru proba de matematică și se așteaptă la note mici. Destul de ușoare, păcat că eu n-am prea învățat, adică nu prea m-am pregătit. La ce probă ai dat astăzi de examen? Matematică. Și cam la ce notă te aștepți? Cred undeva în jur de 4, cam așa. N-ai speranțe să iei bacul? Nu prea. Ultima probă scrisă este cea la alegere din cadrul profilului și va avea loc vineri, fiind așteptați 443 de candidați. Candidații din această sesiune vor afla primele rezultate pe 1 septembrie și tot atunci, cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 6 septembrie. Echipa de fotbal CSM 2007 Focșani s-a calificat în turul al treilea al Cupei României după ce marți seară a trecut cu scorul de 5-0 de Metalosport Galați. Sâmbătă, gruparea focșăneană va susține și primul joc oficial din cadrul Ligii a treia. Echipa de fotbal de Liga a treia CSM 2007 Focșani a obținut marți seară o victorie categorică cu scorul de 5-0 în fața colegei de serie Metalosport Galați. Jocul a fost la discreția echipei antrenată de Vasile Burgă și Adrian Toma, care în afara celor 5 goluri marcate au mai irosit alte 7 ocazii mari de gol. Pentru focșeneni au marcat Valentin Ion în minutul 32, Mădălin Predoiu minutele 49 și 64, Manu minutul 57 și Cosmin Pasăre minutul 67. Prin această victorie, CSM 2007 Focșan s-a calificat în etapa a treia a Cupei României. Faza următoare a competiției va fi pe 4 octombrie. Judoca focșăneni participanți la Cupa Europei de Judo Under 21, competiție desfășurată la Adjud, s-au întors acasă cu 2 medalii de bronz și 2 locuri 5. Sportivii care au urcat pe podium au fost Mircea Tomescu și Narcisa Ion.
Concursul a contat și pentru accederea la următoarea competiție internațională de prestigiu, Campionatele Europene de Juniori. O parte din școala de judo din Focșani a concurat cu succes la Cupa Europei, între cele care s-a desfășurat la Arad și rezervată sportivilor sub 21 de ani. Și de această dată, judoca de la Clubul Sportiv Școlar Focșani au avut evoluții meritorii pe tatami, iar la final, doi dintre ei au urcat pe podium. Performerii clubului focșanean au fost Mircea Tomescu la categorie 55 de kg și Narcisa Ion la categoria 60 de kg, ambii sportivi fiind medaliați cu bronz. Chiar dacă nu au urcat pe podium, evoluții bune au avut și judoca Larisa Bor și Bogdan Drâmbă, sportivi care s-au clasat în final pe locul 5. Judoca de la Clubul Sportiv Școlar Focșani sunt antrenați de Dumitru Zisu, Marinel Palade, Iulian Surlă și Stănică Grosu. Formația de basket a clubului CSM 2007, LPS Focșani, a reluat cu puțină vreme în urmă pregătirile pentru viitoarea ediție de campionat. În perioada următoare, echipa focșăneană va merge într-un cantonament în Grecia. Basketbaliștii echipei focșenene, care au încheiat perioada participării în campionatul național rezervat celor de 14 ani, au reluat din această săptămână pregătirea pentru viitoarea ediție de campionat. În sezonul următor al întrecerii, elevii profesorilor Mihai Petruț și Mircea Petrișor vor juca la categoria de vârstă 16 ani. Va fi o misiune dificilă în primul an la noua categorie de vârstă, dar antrenorii împreună cu talentaților sportivi vor folosi viitorul an competițional pentru acomodare și pentru pregătirea unui rezultat foarte bun în următor campionat. Echipa de basket focșăneană va efectua un stagiu de pregătire în Grecia, urmat de un cantonament la Cacica, locul tradițional de antrenament înaintea celor mai importante competiții. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla variabil. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 15 grade Celsius, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!